La Timișoara a avut loc duminică prima ediție a festivalului evreiesc Shalom Ierusalim. Toți cei care au trecut prin Parcul Botanic s-au bucurat de ritmurile muzicii evreiești, au dansat și au gustat preparate deosebite din gastronomia israeliană. Într-o atmosferă destinsă, vizitatorii au putut lua parte la conferințe și concerte, au stat de vorbă cu rabinul și au aflat mai multe despre istoria și cultura poporului evreu, dar și despre istoria comunității evreiești din Timișoara. A fost o încercare de a aduce oamenii mai aproape de cultura și civilizația evreiască, de a transforma Parcul Botanic într-un mini Ierusalim și ne bucurăm că oamenii chiar au venit și cu inima deschisă, foarte, foarte mulți timișoreni, familii cu copii, vârstnici, oameni care chiar iubesc cultura și deschiderea, sunt alături de noi. În cadrul festivalului a fost amenajat un spațiu dedicat copiilor, dar și standuri de la care timișorenii au putut cumpăra suveniruri aduse din Israel sau au putut degusta mâncăruri tradiționale evreiești. Avem, de fapt, trei sărbători reprezentate aici, una cu mustul și fructele. Am avut mai devreme fructe de toamnă, se numește Sukkot. Acestea, după cum a zis doamna Monica, se numește Humantashen, se consumă de Purim, sărbătoarea de Purim, cade în perioada de primăvară, și sufganiot sunt în limba ebraică, adică gogoș, umplute cu gem sau simple, se consumă de Hanuka. Organizatorii festivalului evreiesc de la Timișoara au amplasat în Parcul Botanic și o reproducere a Zidului Plângerii, unde oamenii au putut lăsa bilete cu dorințele lor, care vor fi duse la Ierusalim.